Bună ziua! Ne aflăm în satul Stepsoci. Aici, la o gospodărie de păsări, dacă gospodăria se află înainte, își aruncă deșeurile la marginea satului. Și ori singur iau foc deșeurile, ori le dă cineva foc, nu cunosc. Posibil, el și singur iau foc, ca aici. Vedem puțin mai departe, este încă focar de incendiu. Dar nu asta e, am vrut să vă spun. Vreau să vă spun că sătenii, mai ales persoanele care se află din Stepsoci, adică la niciun kilometru, undeva la distanță de câteva sute de metri, se află de această gospodărie, se plâng că mirosul, mai ales vara, acum este iarna și nu se simte așa de tare. Mirosul de la fum, de la balig, de la tot deșeurile astea, vine direct în sat și oamenii cam nu prea au cu ce respira. Asta e, oamenii, am vorbit cu câțiva pe drum, au spus că asta e doar un nimic, mai ales am o iarnă, nu e într-atât de tare să se simte mirosul. Sincer vă spun, undeva cam de la 500 de metri am început și eu să-mi mirosul de arsură și cam nu prea din cele mai plăcute. N-am fost încă nici la primar să discut, dar oamenii spun că primarul nu face nimic, adică de ales l-a ales, dar de întreprins nu întreprinde nimic pentru a soluționa această problemă și de câțiva ani. Iar proprietarii la această întreprindere, fermă de păsări, sunt, nu trăiesc în sat, sunt din alt sat. Adică ei, toată aromatul la afacerea lor, ei nu sunt. Adică familiile lor sunt bine mersi undeva în alte sate, în alte orașe locuiesc. Că aici sunt resturile de la ferme care mocnesc, nu cunosc, că să le dă foc cineva intenționat, că ele singuri iau foc. E ca aici și undeva la nici 500 de metri distanță este satul. Și fumul chiar acum, la moment, suflă direct în sat. Direct în mahala asta unde se află oamenii și de unde au scris plângere. Este un miros insuportabil, mai ales vară. Fac acest reportaj, nu știu, cu speranța că cineva de la minister sau o să-i sugereze primarului să hotărască într-un fel problema asta cu gunoi, cu miros. Iar că aici mai vedem încă alt foca asemenea. Mocnești în groapă, unde sunt aruncate deșeuri de... E un miros, vă spun deodată, că nu chiar nici el mai plăcut, aflându-mă aici. Dacă vedeți cum arde, nu știu, am uș, dacă să aveți, știu, răbdare, o să încerc să mergem, să discutăm cu cineva din muncitori, din lucrători, din administratori la fermă dat. Aș ideal acolo, nu știu, altă gospodărie, să vede că dă foc. Și tot mirosul ăsta drept în sat, că dacă vedeți, nu e niciun kilometru până în sat. Foarte, foarte ceva probleme. Sper să se audă discuția. Bună ziua! Bună ziua! Da, pot vorbi cu cineva, administrator sau șeful de la complex acesta de păsări? Este cineva aici pe loc? Ne trebuie știi oricine care poate să-mi răspundă întrebări referitor cu gunoi care arde aici și neîncetat, că se plâng sătenii.
cine pe față? Cine mai eu știu, pas și unul. Da. Vreau să vedem dacă este doar brigadier. Bine, aștept în câte minute? Nu știu, vă 20 minute până să găsesc pe zeni. Bine, bine, așteptă. Plăcut când cineva având puțin bani și nu ia în considerație majoritatea, adică scac la dorind să agonisească averi, bogății, nu știu ce care este scopul, uită de sănătatea celor din jur. Adică a venit o deschis într-un sat străin o gospodării, o preluată pe cei vechi, că se vede că încă e vechi de pe timpul sovietic. Adică fără să mai gândească, să mai cumva să gestionez într-un fel gunoile astea, care parvin din urma activităților. Să le duc în altă groapă, să, eu nu știu, să mai departe, la o groapă, să amenajez la urma urmei, să caute niște fonduri europene. Nu, oamenii preferă să, mai bine să dăi mită la primar, la ecologie să mai dăi o mită, niște găini, eu nu știu cum să răspătesc, cred că cu găinile să răspătesc. Dar nu dorești să soluționezi într-un mod civilizat, că să aibă și el, fii mulțumiți. Dar suntem moldoveni, ex-sovietici, care nu luăm în considerație condoleanțele aproape piațelor noștri. Noi principal să facem bani, dar de alții nu ne pasă. Asta este. Mai amintesc că la doar nici un kilometru, undeva la 500 de metri distanță, arde neîncetat, gunoiește, în urma activității cum e complex, să spun așa, cum e fermă de păsări, nu cred să fie responsabil. Dar mă rog, dacă el vine, înseamnă că el e responsabil. Bună ziua! Bună ziua! Dumneavoastră sunteți responsabil, pot vorbi cu dumneavoastră? Nu s-a întâmplat nimic, a venit o plângere de la sătenii din Stepsoci că activitatea acestui complex de păsări poluează mediul și aerul, adică oamenii cam nu prea au cu ce răsfla, mai ales în mahalaua asta unde sunt la 500 de metri undeva distanță de... Dar aici arde neîncetat, nu știu care e motivul că arde neîncetat gunoiul ăsta. El a fost stânsă, dar tot băieții de aici din sat, tot oamenii de aici din sat, care e lideri aici, care e colhozul, au rugat stăpânii de aici că spui gunoiul că vor să le iei la pere, cum, pentru îngrășământ. Așa au spus localnicii? Nu toți, careva lideri de aici, care cu pământul. Care cu pământul? Da. Adică vă 2-3, așa. Dar restul, ce fac, trebuie să... Ei vor să-l iei, să-l pui înapoi pe pământ și să... Dar pe el și numai, adică trebuie de ars, așa, ca să miros? El nu se arde, pur și simplu, el se face în humus, să asta... Dar eu văd că el arde, chiar e miros, eu m-am apropiat, e mirosul... Nu chiar stâns, el chiar mocnește și mocnește, bine, aici sunt două facare, unul mai încoace și unul mai încolo. El ca tare băieță a fost răstâns odată, dar el iară sunt părbulea ca... De ce nu urmăriți, eu nu știu, să aveți grijă cumva de... Cum ne dat, zi de zi, de ani de zile oamenii spun că asta nu e de un an, de o zi, de două, spune că a fost stâns, voi n-am observat. Asta ani de zile oamenii, chiar nu se poate de pus un responsabil că să aibă grijă, că să stângă focul să cel puțin, dacă nu poate în alt fel de gestionat. Credem că să luăm măsuri ultimul. O să luați măsuri. Dacă să revin peste o perioadă de timp, n-a să fie bă, da? Promitem că o să luăm măsuri. Bine, o zi bună vă doresc!